La Soroca a fost sărbătorită Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare. Cu această ocazie, agricultorii au avut parte de un eveniment festiv în incinta Palatului de Cultură pentru a face bilanțul muncii lor de un an. Aici a avut loc premierea cu diplome și premii bănești a învingătorilor concursului Cel mai bun agricultor al anului. Pământul ne bucură pe toți, ne hrănește, ne încălzește. Pământul ne răsplătește ca un bun părinte care are grijă de copiii săi. Locul întâi, Societatea cu Răspundere Limitată, Prietenia Agro, conducător, Moraru Liria, cu diplome de gradul întâi și premiu bănesc în sumă de 2.000 lei. Locul 2, Societatea pe Acțiune Alfa Nistru, conducător Petrovici Oxana, cu diplome de gradul 2 și premiu bănesc în sumă de 1.500 de lei. Locul 1, SRL Tehrupsor, conducător Muntean Angela, cu diplome de gradul 1 și premiu bănesc în sumă de 1.500 de lei. Astăzi la noi trece un eveniment important, deci în fiecare an, la finele lunii noiembrie, se sărbătorește Ziua Agricultorului și a Industriei Prelucrătoare. Și astăzi, de către Direcția Agricultură și Alimentație Consiliului Regional Soroca, a fost organizat acest eveniment, unde au fost invitați agricultorii din raion. Și este un prilej de a face bilanțul unui an agricol. La acest eveniment vor fi premiați 104 cetățeni, dintre care 36 conducători, agenți economici, 34 specialiști, 18 combaineri, 16 tractoriști. Deci, anul acesta am avut un an dificil, dar necătând la toate aceste greutăți care s-au confruntat agricultorii noștri, au găsit soluția de a depăși acele dificultăți, acele greutăți și au strâns 27 de centenere, peste 27 de centenere de grâne la hectar, peste 16 centenere de porumb și 13 centenere de floarea soară. Deci eu în continuare vreau să le urez multă sănătate agricultorilor noștri, putere și răbdare de a depăși acele greutăți care se confruntă. Deci să le doresc ploaie curată și un soare blând. Din raionul Soroca au beneficiat nouă agenții economici de aceste compensații în urma impactului secetei care a fost în vara anului 2020. Deci suma este de aproximativ 1.700.000. Agricultorii investesc și muncesc pentru că agricultura este una dintre cele mai importante ramuri din țara noastră. Asta deși anul acesta nu a fost unul dintre cele mai favorabile din cauza condițiilor climaterice. În primul și în primul rând vreau să felicit toți colegii cu sărbătoarea de astăzi care a sărbătorit-o, care ne-au oferit o sărbătoare președintele raionului împreună cu colegii săi de lucru. Vreau să spun că am avut anul 2020 un an nu chiar atât de favorabil din partea la condițiile climaterice. Am avut și săști, am avut și înghețuri, dar la sfârșit de an nu sunt atât de rele rezultatele. Datorită tehnologiilor noi, datorită îngrășămintelor, datorită prelucrării câmpurilor la timp, am avut niște rezultate, aș spune, că bune. Totodată vreau să duc mulțumiri la toți sătenii care împreună cu dânșii, colectivul care am condus sătenii noștri ca să facem rezultatele care le-am avut. Vreau să le duc mulțumiri din tot sufletul, să le doresc la familiile lor sănătate, că e mai scump decât toate și pâine pe masă și noi realizări. O an care vine să fie o an mai cu succes, mai cu noi rezultate. Potrivit șefii Direcției Agricultură Soroca, pentru anul viitor au fost deja semănate circa 14.000 de hectare de culturi de toamnă. Rezultatele nu sunt comparabile, aș spune, destul de modeste față de anii precedenți. Dacă la culturile de prima grupă s-au mai înregistrat careva indici, la culturile de grupa a doua
rezultatele lasă de dorit. Am făcut o analiză a rezultatelor preliminare și am observat că volumul producției în prețuri comparabile, care ajunge la 299 milioane de lei, este în scădere față de anul precedent cu 32%. La fel este o reducere și în prețuri curente cu 29%. Dacă să ne referim pe culturi, culturile de prima grupă care au ocupat peste 15.000 hectare s-au recoltat peste 41.000 tone. Deci recolta, vă zic, este modestă, dar este față de alte raioane este îmbucurătoare sau față de media pe țară. Însă la culturile de grupa a doua, chiar dacă se raportăm volumul obținut la suprafață care s-a cultivat, sunt niște indici foarte modești. Până la moment, agricultorii practic finalizează prelucrarea solului. Au fost semănate peste 14.000 hectare de culturi de toamnă. Semănăturile s-au reușit în termen, se dezvoltă normal, fapt ce ne dă o speranță că vom avea pâine la anul. Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare se sărbătorește în fiecare an la sfârșitul lunii noiembrie.